Basme colorate te picteze rău. Între atâtea mânci doar tu ești om. Aș da orice să fii nemuritor, oh. Inima din pieptul tău mi-e azi altar. Timpul lângă tine e cel mai mare dar. Da, te mulțumesc pentru tot ce am. Mi-a crescut fetița mare, frumoasă ca o floare. Ea e raza mea de soare. Cât aș fi de supărat, cu ea mă simt cel mai bogat. Cu ea mă simt cel mai bogat. Da, tăticul meu, tăticul meu, n-am să te las la greu. Tăticul meu, n-am să... Avem astăzi daruri din partea cuiva, da, care vă iubește foarte mult și nu vă poate fi alături și nu au vrut să lase ziua asta deosebită, să treacă așa neobservată. Știți cine ar putea fi? Bicu, cei care ne-au trimis? Nu știți. De copii știu, dar nu știu din care e. Nu, nu e de la copii. De data aceasta, doamna de a vorbi cu noi părea un pic mai în vârstă. Nu știu să vă spun. O fi vreo surioară? Și ne-a spus că vă iubește foarte mult. Foarte, foarte mult. Vreo cumnată? Nu. Să fie doamna soție? Doamna poate. Soție? Doamna soție, dumneavoastră sunteți? Păi doamna v-a chemat afară. Păi da? Păi da. Vineam la televizor. Deci doamna soție, ce i-ați făcut astăzi domnului Dani? Ați vrut să-l surprindeți? Da. Frumos. Avem la mulți ani tata, într-adevăr, de la un copil. Dar pe cine bănuiți din... Câți aveți toți? Băieți. Băieți? Doi. Băieți. Și fete. Și fete avem trei. Da, domnul s-a dus cu gândul la băieți. Da, ziua! Păi la băieții mă duc, ăștia-i... Deci ginerii nu vă iubesc. Ginerii prea puțin așa mai. Păi atunci ați zis că sunt trei fete. Da. E, să știți că unul dintre gineri a făcut acest gest pentru dumneavoastră. Din partea uneia dintre fete venim astăzi cu daruri la dumneavoastră. Mulțumesc. Bun, păi și acum ce făcură? Știa? Nu știu supărat, de ce? Da? Care din ei? De gineri sau? Fata și ginerile. Care s-au gândit la dumneavoastră astăzi? Păi pune-i părând care e, nu știu. O fi Mirela Marian. Așa. Nicu sau Sony. Așa. Anita sau Cătălin. Ăștia ai mei. Bun, și s-a care vă sare dumneavoastră primul în gând? Care vă vine primul în gând că ar putea face așa ceva? Îi spun eu domnului. Domnul ne-a descris pe toți, ne-a spus toți. Păi da, dar să ne spună care îi vine în gând primul că ar putea face așa ceva. Nu copiii pe urmă. Dragă tată, astăzi este despre tine. Te felicit de ziua ta și îți doresc multă sănătate și fericire alături de noi. Fie ca în viața ta să existe numai fericire, pace, liniște sufletească și multe bucurii. Iar dacă tristețile vor veni la tine, ține minte că vom fi întotdeauna alături de tine. Chiar dacă nu o spunem prea des, să știi că te iubim din tot sufletul nostru. Îți urez un călduros la mulți ani, frumoși, cu drag. Surpriza vine din partea copiilor, Sony, Nicu, Mirela, Marian, Adi și nepoților. Am zis și eu că... Deci, Sony și Nicu... Da, e ginele și pata. Mirela și Marian... E ginele și pata. Și Adi. Adi e nepoata. Nepoata.
Deci, până la urmă, au fost două fete. Da. Avem și o ramă aici cu poze pentru dumneavoastră. Da, uite. Da. Asta e Emiliana, este în Anglia, amândoi cu băiatul, și ăsta este în Germania. Mai este în Anglia, ăsta e în Germania. Și eu sunt aici cu soția. Bun! Doamna, să dăm cu hora înainte! O să dăm cu hora partea copiilor, pentru că vă iubesc și pe dumneavoastră în egală măsură și nu puteau să trimită daruri numai tatălui. Așa. Chiar dacă astăzi e ziua Domnului. Noi le mulțumim. Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt, să le poartă de grijă. Dar n-avem voie cu lacrimi. Cu zâmbet, cu dințișori astăzi. Dumnezeu să-i aibă în brațul lui și el să le poartă de grijă. Să urmeze calea Domnului, că fără Dumnezeu suntem nimic pe pământ. Bun, doamna. I-a mai adăugat încă o zi la firul vieții, să-i dea sănătate, bucurie, să fie alături de toată familia, de copii, de nepoți și alături de soție și să-și iubească familia și Dumnezeu să-l întărească, să-l ocrotească acolo unde este, unde merge și îi urez toate urările de lume, binecuvântările și să apuce calea Domnului, că fără Dumnezeu suntem nimic. Bun, îmbrățișarea și pupicul de la mulți ani. Haideți să vedem. Care de la mulți ani? Așa, bun! Bun! Da? Bun! Să vă dea Dumnezeu toate cele bune, că
mai multe împliniri, am emoții, sunt niște persoane foarte speciale pentru mine. Bun. Doresc tot binele din lume. Bun. Și respect cu mare drag. Nu știu, am emoții. Bun. Îmbrățișarea și pupicul. Așa. Bun. Păi și acum cum facem? Cum demonstrăm 42-ul ăla de pe tort? 26. 42? Nu, nu să rămâie 42. Păi ar fi mai bine 42. Nu, nu. Ia, ia mă pe mine. 63 astăzi. Că zice domnule. Nu mai mă ia acum. 43. E mai bine 43. A, să fiu mai tânăr, da. Păi, n-ar trebui așa. Ar trebui, dar nu e. E, e bine și așa. E bine și așa. Bun, păi hai să demonstrăm. Bun, și poezia? Trăiască 2000 de ani de înainte. Bun, bravo, bun. Asta, asta e cea mai... Cea... Rămâzine. La mult an, la mult an, mulțumesc! Nu prea s-a aude acolo, n-are semnal în fine. De ce ai ierte așa? Da, la măzlinie în mâna. La măzlinie? E câmbul, vezi? E, n-aud! Auzi, da. Da. O, cât mult de șale. Păi și câteva cuvinte să mă lucrezi. Mulți ani trăiască, mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mai tare! Puneți o dorință în gând și suflați tare în lumânări! Suflați în lumânări! Bun! Bravo! Bun! Și cum vă simțiți la 42 împliniți astăzi? Nu! Nu te prindeți 42 dacă nu e! Ba e mai bine așa! E mai bine? Am să vă întreb, eu mai am o curiozitate! Cum surpriza de la copii și când pusărăți dorința înainte să suplați în lumânări, vă gândirăți la doamna? Da. Toți să fie sănătoși. Da, dar întâi la doamna. Toată familia m-am gândit. Bun. Să fie sănătoși, să trăiască cu tot, cu prințul, nepoții, ginerii, tot ce frații. Să fie sănătoși, să asculte copiii de părinților. Bun, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Mi-a crescut fetița.